binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Mulțumim cerului pentru timpul acesta frumos pe care sau cu care ne-a înzestrat Dumnezeu pe noi în ziua de astăzi. Dragi frați, surori, invitați, înalți oaspeți, vă binecuvântăm și vă primim cu toată căldura la evenimentul consacrării acestui locaș de rugăciune. Rugăm pe Dumnezeu să fie binecuvântat în toate inimile de aici. Amin. Citim un cuvânt din Cartea Sfântă, Cartea lui Dumnezeu, care se află scris în Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Bucuria aceasta să umple toate inimile noastre. Dorim să adresăm fraților, conducerii cultului, fratele păstor, președinte al cultului penticostal, Moise Ardeleanu, un bun venit la noi. Dorim să adresăm fratelui pastor Demian Mircea, pastor județului Hunedoara, bine ați venit la noi. Dorim să adresăm domnului primar al orașului Petrila, un bun venit, domnul păducer Ilie. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Dorim să adresăm domnului David, președintele Consiliului Județean al județului nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Bine ați venit. Și nu în ultimul rând, dorim să adresăm și domnului vicepreședinte Jurca, domnul să-l binecuvinteze, Vasile. Bine ați venit la noi. Acum îi invit pe cei trei, fratele președinte, domnul primar și domnul președinte sau pastor județean, să vină la inaugurare pentru tăierea panglicii. Iubiți frați și surori, dragi creștini, cu ajutorul Domnului am tăiat această panglică inaugurală și aș vrea să declar deschis această casă de rugăciune pentru toți aceia care vor să-L caute în mod sincer pe Dumnezeu. De azi înainte, porțile acestei case vor fi deschise pentru cei din Lonia și nu numai, pentru cei de aici și pentru cei din alte locuri. Să se știe în acest oraș și peste tot că aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Oricine este bine primit în locul acesta, aici se va vesti Evanghelia, aici oamenii pot să găsească odihnă pentru sufletele noastre, sufletele lor, pace pe care nu o pot găsi în altă parte și ceea ce este cel mai important, îl găsesc pe Dumnezeu care dă viața veșnică. Bine ați venit la Lonia, bine ați venit la inaugurarea Bisericii Pentecostale Betania și fie ca Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul să-și reverse din belșug harul său peste noi toți în această zi. Amin. Amin. Frați și surori, invitați oaspeți, dorim să începem slujba de consacrare în termenii noștri populari de sfinție acestui locaș sfânt. Dumnezeu să binecuvinteze toată suflarea care astăzi stăm înaintea lui Dumnezeu și dorim, așa cum deschidem Cartea Sfântă, și primele cuvinte ale ei sunt la început Dumnezeu. Vom începe slujba cu rugăciune. Îl invit aici pe fratele Daniel Nemes, slujitor în Biserica Filadelfia din Petroșani, să înalță rugăciunea și Dumnezeu să-i asculte rugăciunea. Amin. Să ne binecuvinteze pe toți cei prezenți. Dumnezeu mare și sfânt, care locuiești în cerurile preanalte, suntem înaintea Ta în această zi specială și dorim să-Ți mulțumim pentru ajutorul acordat. Amin.
Lăudăm numele Tău cel Sfânt, că știm că toate lucrurile sunt în planul și în voia Ta, Doamne. Credem că și lucrarea aceasta este în planul măreț al Tău pe care Tu l-ai, Doamne, ca oamenii care sunt în preajmă să se întoarcă la Tine, să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor personal. Lăudăm numele Tău pentru această locație unde, Doamne, putem să ne ridicăm glasul spre Tine. Te slăvim și Te preamărim, căci numai prin ajutorul Tău, Doamne, s-a dus la îndeplinire această frumoasă lucrare, Doamne, acest edificiu pe care îl închinăm înaintea Ta, Doamne, și dorim ca numele Tău să fie aici. Amin. Fie mâna Ta cea binecuvântată peste locația aceasta. Amin. Fie mâna Ta cea binecuvântată peste slujitorii care vor sluji aici, Doamne. Amin. Fie mâna Ta cea binecuvântată peste toți cei care vor fi prezenți la slujbe, Doamne, în casa aceasta de rugăciuni. Doamne, știm că și Tu asculți rugăciunile, de aceea noi ne închinăm înaintea Ta, de aceea Te chemăm, Doamne, și Te rugăm să binecuvintezi tot ce se va face în dimineața aceasta aici. Mă rog să binecuvintezi cuvântul Evangheliei, să binecuvintezi slujitorii Tăi, Doamne, prin care vei transmite mesajul Evangheliei și fă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare inimă în parte. Doamne, proclamăm biruința în numele Lui Iisus. Proclamăm biruința în meritul jertfei de pe Calvar, Doamne. Și Îți mulțumim că Ești cu noi. Te slăvim, Doamne, Te lăudăm și încredințăm toată lucrarea din dimineața aceasta în mâna Ta. Fie numele Tău binecuvântat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt în veci. Amin. Amin. Îl invit la microfon aici pe fratele Elie Stănuș să ne spune un istorie și cuvinte de mulțumire la adresa tuturor, dar mai ales la adresa lui Dumnezeu, care ne-a ajutat până aici. Domnul să-L binecuvânteze. Desigur că mi-am notat unele lucruri să nu le uit și vreau să mulțumesc în primul rând Dumnezeu, care ne-a ajutat să ajungem până în ziua de azi, ziua inaugurării. După 3 ani și 9 luni, de când s-a bătut primul țăruș aici, pe locul acesta, Dumnezeu a fost cu noi. Slăvit să fie Domnul! Amin! M-am gândit la Patriarhul Iacov, care a făcut într-o împrejurare o rugăciune către Dumnezeu și s-a rugat în felul următor. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia Ta pe care Ți-a arătat-o față de noi. Față de noi. Nu noi, Dumnezeu a fost mare. Slăvit să fie Domnul. În data de 2 aprilie 2012, s-a bătut primul țăruș pentru începerea lucrărilor și Dumnezeu ne-a dat mare ajutor. Și până la sfârșitul anului a 2012, clădirea a fost acoperită, tâmplăria montată toată în exterior. În al doilea an, 2013, s-a făcut instalația electrică, sanitară, tencuit, în interior, exterior, placatul, polistirel, adezivul, tot și gletul, asteriala și șapa în adunare. În 2014 s-a făcut încălzirea centrală și s-a pus cresia, s-a început să se pună cresia, obiecte sanitare, finisările, decorativa exterioară, scheletul metalic la toate scaunele, panourile metalice la stradă, poarta, pornul exterior și infrastructura. În 2015 s-a continuat cu gresia, tapițeria scaunelor, mocheta, scările afară, asfaltatul curții, paratrăznetul, balustrăzele și centrala termică. Mă adresez cu cuvinte de mulțumire lui Dumnezeu, în primul rând, pentru că a deschis inima tuturor de a contribui atât material cât și financiar. Dumnezeu să vă răsplătească de tot cu viață veșnică. Mulțumesc tuturor care s-au implicat cu utilajele lor la fundația clădirii, la turnarea betonului, zidăriei, acoperișului și a balustrăzilor. Mulțumesc membrilor bisericii din Lonea care au contribuit și material, și financiar, și a tuturor voluntarilor de la noi și din alte biserici care au venit și au pus mâna la muncă,
apoi tuturor familiilor care au făcut mâncare pentru oameni. Mulțumesc Bisericii din Cimpa care ne-a sprijinit și a fost alături de noi. Mulțumesc Bisericii din Petrila care ne-a sprijinit și a fost alături de noi. Mulțumesc Bisericii din Petroșan care ne-a sprijinit și a fost alături de noi. Mulțumesc conducerii primăriei Petrila și a consilierilor care ne-a ajutat și a fost alături de noi. Mulțumesc firmelor care ne-a ajutat la turnarea betonului, a prelucrării lemnului pentru acoperiș și a montatul balustrăzilor. Mulțumesc vecinilor pentru înțelegere și rog să ne ierte pentru deranjul în timpul construcției. Mulțumesc tuturor celor din Oradea, Beclean, Dej, Alba, Timișoara, etc. Mulțumesc tuturor celor de peste hotare, Italia, Spania, Germania și Anglia, și a celor de peste ocean, Canada și America. Dacă cumva am uitat ceva, să amintesc, vă rog să mă iertați. Vă salut pe toți cu Rut 2 cu 12, unde stă scris: Domnul să răsplătească ce ai făcut și plata să fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Amin. Încă o dată avem mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate îndurările lui față de noi și pentru ajutorul lui. Domnul să binecuvinteze. Amin. Amin. Dorim să dăm loc la un salut, la un glas, un sentiment de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, fratelui Sampira Vasile, de la Oradea. Dânsul a fost constructorul bisericii. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Dumnezeu l-a păzit și nici unul nu s-a accidentat. N-am avut nicio problemă. Și dânsul își exprimă mulțumirea și cuvântul lui de salut. Binecuvântat să fie Dumnezeu, veci. Amin. E o mare onoare pentru mine ca astăzi să mă aflu în fața dumneavoastră. Sunteți mai mult decât am început atunci, în 2012, în 2 aprilie. În luna februarie, în 2012, Dumnezeu, în bunătatea Lui cea mare, mi-a vorbit. Pentru că Domnul Dumnezeu vorbește. Noi suntem niște oameni care ascultăm ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Și Dumnezeu mi-a spus, dacă vreau să vin, că nu obligă pe nimeni Dumnezeu, cum nu obligă nici să mântuiască pe cineva, dacă vreau să vin să fac o echipă cu cei din Lonia, să construim o casă de rugăciune împreună. Și atunci am zis, vreau un timp de gândire. Am avut un timp de gândire, după ce le-am analizat pe toate, am zis, da, vreau să mă duc. Și când am venit aici, spre rușinea mea, nimeni nu știu că există Petrila, deși sunt aproape, de la Oradea, de la Sfânt Andrei, mi-am dat o întâlnire cu fratele Stănuș și am ajuns aproape de Cimpa. Că n-am știut unde este. Mi-au zis să mă întorc înapoi și ne-am întâlnit undeva într-o parcare, ci cred că în fața la casa fratelui Buliga. De atunci, am început să construim în locul acesta ceea ce vedeți și este frumos. Nu este meritul meu? Este meritul lui Iisus. Pentru că El în bunătatea Lui ne-a ajutat. El în îndurarea Lui ne-a binecuvântat și ne-a păzit. Am făcut echipă aici cu oameni care nu erau constructori. Am făcut echipă aici cu elevi. Cu pruncii fratelui Luca, cu pruncul fratelui Stănuș. Am făcut echipă cu pruncii fratelui Bălan. Am făcut echipă cu câțiva pensionari. Și a ieșit ce vedeți în locul acesta. Pentru că Dumnezeu e bun. Și de atunci îl laud și îl binecuvântez pe Dumnezeu. Că am putut să săpăm, să construim zidurile, să punem acoperișul împreună, să tencuim, să punem polistirenul. Și când o veste așa frumoasă, zic, oare am lucrat eu aici? Am lucrat împreună cu dumneavoastră. Cinstea nu e a mea, ea lui Iisus. Vorbeam aseară cu un păstor din Oltenia, cu Radu Praja,
Dumnezeu m-a binecuvântat să fac și aceea biserică din Rast. Fratele Mircea Demian cunoaște toată situația. Nu știu dacă mă mai știe pe mine, că mulți oameni se perindă prin fața dânsului, dar eu îl cunosc pe dânsul și îl știu. Și spuneam, Radu merge să facem o inaugurare. Unde? La Lonea. A, știu. Deja se dă drumul la casa de rugăciune de la Lonea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și acolo am făcut o echipă, tot cu cei care n-au fost constructori. De atunci am mai făcut o altă biserică, în Braloștița, în județul Dolj, lângă Filiaș. Sunt aici câțiva frați de acolo, frați de corp cu mine, care în timpul acesta l-au primit pe Domnul Iisus în viața mea. Unul a încheiat cu Domnul un legământ, nu de mult. Unul s-a predat vreo două luni Domnului. Și mai am încă un frate, sunt frații mei de corp și cred că Dumnezeu în tot puternicia Lui, în curând, și cei doi vor încheia un legământ cu Dumnezeu și vom face o echipă. De atunci am mai construit o biserică în Inand, județul Bihor, între Oradea și Salonta. Dumnezeu m-a binecuvântat. El a dat putere brațelor noastre. Și-L lăudăm și-L binecuvântăm. Pe mine o să mă mai ascultați după data de întâi, când o să vin cu cineva aici câteva zile. De aceea vă mulțumesc că mi-a dat și mie timp, frate Lazar. Domnul să vă binecuvânteze. Pe fratele Lazar îl cunosc din 1990. Tot din slujire. Domnul să binecuvânteze pe el și biserica din care face parte. Domnul să binecuvânteze biserica Betania de aici. Și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Binecuvântați și lăudați să fie numele Domnului. Amin. Mântuirea Dumnezeu spune strig, lăudați să fie Domnul. Amin. Împreună cu frații, cu sororile din biserica Sidonia, din biserica Betania, vrem să strigăm astăzi, lăudați să fie Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Fie ca Dumnezeu să stăpânească peste casa aceasta, peste frați, peste sorori, peste toți cei ce intră în casa aceasta și numele Domnului să fie slăvit în veci. Amin. Amin.
frățietatea din Donea Oau, în urma realizării pe care au avut-o cu ajutorul lui Dumnezeu, să vadă construcția acestei case de rugăciune încheiate. Slăvit să fie Domnul! Ne alăturăm psalmistului care ne îndeamnă și ne spune să binecuvântăm pe Domnul și să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Cred că frații din Lonia nu vor uita această binefacere a Domnului. Mă bucur alături de ei, de acești oameni simpli, de acești oameni modești, care cei mai mulți din ei cred că își câștigă existența prin munca în subteran sau în jurul minei acestora care sunt în zona dumneavoastră. Și Dumnezeu i-a sprijinit, i-a ajutat prin Harul Său să își vadă împlinit această dorință. Noi construim case de rugăciune. Biserica și-a zidit-o și și-o construiește Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Biserica este un locaș spiritual în Duhul, care este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor, pe învățătura aceasta, și suntem chemați să păstrăm în inimile noastre și să sfințim pe Iisus Hristos ca Domn, fie numele Lui binecuvântat și slăvit. Cred că frățietatea de aici, din Lonia, dă valoare acestei case de rugăciune prin credința lor, prin viața lor, prin caracterul lor. Potrivit proverbului adevărat românesc, că omul sfințește locul. Și aș dori ca frățietatea de aici să persevereze mai mult în viața de credință, având condițiile optime. Lumină, căldură, spațiu, în locul acesta, libertate deocamdată și vederea dumnealor și viața lor de credință să fie trăită așa cum Dumnezeu ne cere în cuvântul Său, slăvit să fie Domnul. Vedem că și împrejurările exterioare nu sunt tocmai propice învățăturii lui Hristos și vieții de credință. Vedem și asistăm că numele libertății individului este lovită celula de bază a bisericii și chiar a societății, familia, și suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu la veghere, la luptă. Și ajută-ne Domnul pe fiecare dintre noi să nu uităm căci întotdeauna lumea nu a înțeles învățătura lui Hristos, nu a putut să facă pact cu Biserica lui Hristos și suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Și dacă vedem că sunt frumoase casele de rugăciune, bisericile, și facă Domnul ca să nu fie așa o contrabalansare și căutarea unui echilibru, atunci când credința din inim scade, oamenii să aibă așa o tendință să construiască catedrale mai înalte, încercând să substituie credința și să amplificăm părtășia noastră cu Domnul. Căci credem că viața de credință începe de la făgăduința Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 23. Dacă mă iubește cineva și păzește cuvântul meu, va fi iubit de Tatăl meu, eu și Tatăl vom veni și vom locui împreună cu El. De aici începe viața noastră de credință, de la relația și părtășia noastră cu Dumnezeu. Îl avem pe Domnul în inima noastră, trăim viața de credință. Și în libertate, dar și în prigoană. Pentru că cred și vedem că lucrurile merg în direcția aceasta. Toți cei care vor să slujească pe Iisus Hristos cu evlavie vor avea parte de prigoniri. Pentru că întotdeauna lumea a fost și nu s-a putut identifica cu biserica și biserica nu se poate identifica cu lumea aceasta care are alte scară de valori și biserica ca și trupa lui Hristos se ghidează după învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Dorim să așteptăm împreună cetatea lui Dumnezeu, a cărui temelitar stă nezguduită, noul Ierusalim, și vreau să salut frățietatea de aici, din Petrila și toți care suntem în locul acesta, cu cuvântul Apostolului Petru, scris în capitolul 3, a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3, cu
versetul 9 la versetul 13. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum credeți, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ noi, nou, în care vă locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Ca și Biserica Lui Hristos, vrem să nu uităm că îl așteptăm pe Domnul. Și nu oricum, să ne ajute Domnul să-l așteptăm, trăind o viață fără prihană, în pace și să fim găsiți înaintea Lui în așa fel încât să ne poată chema pe fiecare dintre noi pe nume. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin. Și dânsul știe istoricul acestei biserici, a fost alături de noi și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Domnule președinte al Consiliului Județean, dragi invitați, dragi creștini, în calitate de primar al orașului Petrila, pentru mine personal, astăzi este o mare sărbătoare să participăm la sfințirea Bisericii Pentecostale din Lonia. Așa este, de la început, fără să fiu lipsit de modestie, am fost alături de cei care s-au implicat chiar de la achiziționarea acestui teren și începerea și continuarea lucrărilor la această minunată biserică în Lonia. Alături de construirea în orașul nostru, de-a lungul timpului, de blocuri, de extindere de liceu, de grădiniță, de drumuri, de poduri, putem cu satisfacție să spunem că s-au construit în orașul Petrila 4 biserici și o mănăstire. Vreau, în primul rând, în calitatea pe care o am, să mulțumesc Bunului Dumnezeu în această minunată zi pentru ajutorul care mi l-a dat, pentru toate binefacerile care le-a făcut pentru orașul Petrila și pentru noi, fiecare în parte. Să vă mulțumesc dumneavoastră, cei care, alături de toți cei care participă la slujbele din biserici, nu fac altceva decât să se roage pentru pace, pentru liniște, pentru sănătate, pentru bună înțelegere și pentru ajutor de la Dumnezeu pentru orașul Petrila. Vă mulțumesc încă o dată și fie ca Bunul Dumnezeu să aducă în sufletele fiecăruia liniște și pace sufletească odată cu sosirea noului an și să mai putem să facem lucruri bune, necesare și utile pentru cetățenii noștri. Indiferent de ce ne oferă viața, eu consider că este nevoie de multă credință în Bunul Dumnezeu și speranță în ziua de mâine. Închei cu un
verset din Psalmul 86. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne Dumnezeul meu, și voi preamăli numele Tău în veci. Amin. Mulțumim, domnule Iuță. Sigur că, având în vedere că e prezent și domnul Adi Dave, președintele Consiliului Județean, îi dăm cuvântul și gestul. Stimate gazde, domnule primar al orașului Petra, iubiți frați într-o credință, vă mărturisesc că sunt emoționat să fiu astăzi printre dumneavoastră și îmi pare rău de ceva. Îmi pare rău că printre cei care au pus mâna și au construit această casă de rugăciune, nu au fost amintiți și Consiliul Județean, Hunedoara. O instituție care, cel puțin din câte știu eu, ajută pe cei care iubesc pe Dumnezeu să-și construiască casă de rugăciune, biserici, și să propovăduiască lucrarea lui Dumnezeu. Se pare că aici n-am putut să ajutăm, dar nu nimic, că văd că oricum suntem prea mulți. Și poate cine știe într-o zi, ne veți invita la inaugurarea unei alte case de rugăciune. Eu o să fiu foarte scurt, că numai n-ați venit aici să mă auziți pe mine vorbind și am venit să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Eu vă felicit pentru tot ce ați realizat. Este într-adevăr un moment, e o sărbătoare pentru domnul primar, o sărbătoare pentru Cătiva. E o sărbătoare de fiecare dată când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a permis. Vreau să știți că, în ceea ce privește instituția pe care o conduc, este un partener al celor oamenilor buni, al oamenilor care iubesc pe Dumnezeu și oamenilor care vor să facă bine comunității în care trăiesc. În încheiere vreau să urez la mulți ani, să ne dea Dumnezeu un an bun, să fim sănătoși și să ne vedem cu bine. Pentru că v-ați arătat disponibilitatea de a ajuta, o să vă calce toată. Bun? Bun. Avem de lucru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dăm cuvântul acum domnului viceprimar și prieten al nostru. Ca și primarul și ca și președintele Consiliului Județean. Stimați conducători ai culturii pentecostale, stimați membri ai bisericii pentecostale, vreau să aduc și eu un cuvânt de apreciere celor care au contribuit la construirea acestei biserici. Începând cu membrii care au pus muncă, suflet în construirea bisericii și cu sponsorii care au contribuit financiar. Și nu în ultimul rând aș vrea să le mulțumesc domnului Stănuș și domnului Ștefan, cu care eu din 2012, de când sunt viceprimar, am colaborat și cât am putut i-am sprijinit. Domnule președinte al cultului pentecostal, vreau să vă spun că în orașul Petrila aveți o comunitate puternică, bine închegată, cu oameni harnici, oameni cinstiți, oameni pe care primăria orașului Petrila tot timpul aș dori că se poate baza. Vreau să vă mai spun un lucru. Anul acesta a avut loc un eveniment neplăcut, în urma căruia s-au spus mai multe lucruri, printre care s-a spus că avem prea multe biserici și prea puține spitale. Eu cred că este nevoie de spitale, într-adevăr, dar avem nevoie și de biserici. Și mai cred că dacă bisericile ar fi întotdeauna pline la refuz, cum e biserica aceasta, spitalele ar fi mult mai goale. În încheiere vreau să vă urez și eu la mulți ani și Dumnezeu să binecuvânteze această biserică. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Mi-am adus aminte aici stând și văzând componența adunării noastre de un obicei care se întâmplă în India. Eu am fost împreună cu niște oameni de acolo la niște studii cândva și unul dintre ei, un coleg, mi-a spus că ei în India au un obicei
ca atunci când se naște un copil, să-i prezică puțin viitorul. Și ca să afle ce va fi copilul când e mare, până când el încă nu știe să aleagă binele de rău, îl duce într-o cameră undeva, este o masă în fața lui și îi pune trei lucruri în față. Îi pune o carte sfântă, o sticlă cu băutură și o pungă cu bani. Și zice, copilul fără să știe și să discearnă bine lucrurile, pe ce pune mâna mai repede, asta înseamnă că va deveni copilul când e mare. Dacă ia bani, unde face, băutura, știți unde duce, dacă ia cartea sfântă, se bucură. Dar un copil din ăsta zice că, fără să își dea seama cei care au făcut testul ăsta, au pus mâna pe toate trei și le-au tras la el. Și acum m-au întrebat, ce va fi copilul ăsta? Sigur că toți o știu, îți răspuns. Politician. Că vedea și bani și de... Mă bucur că suntem aici. Vă rog. Pentru că vroiam să spun că la Petrie este nevoie de o biserică mai mare. Și ne trebuia de la primar, vreau să-i cer în public teren și să-i cer sponsorizare pentru ca să facem o biserică mai mare la Petrie. Căutăm de mult. Mulțumesc. Iertați-mi intervenția puțin mai atipică. Vreau să spun că dimineața asta, fiind înaintea Domnului și stând în casa aceasta care este dedicată, pusă deoparte pentru Domnul, ceea ce am vrea să se întâmple, ceea ce scrie Scriptura cu privire la casa lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos, nu la vârsta când a fost dus la 8 zile la templu, nici când au fost păstorii în noaptea când El s-a născut și a fost culcat în iesle, înfășat în scutece. Dar la vremea când Domnul Iisus, după ce s-a botezat, când Domnul Iisus Hristos a predicat Evanghelia și apoi, înainte de sacrificiul Lui Suprem, de moartea Lui, Domnul Iisus, cu câteva zile înainte, a intrat în Ierusalim. Intrând în Ierusalim, a intrat apoi în templu. Pentru că locul lui era acolo, chiar la 12 ani, au zis preoții, înțelepciunea lui ne uimește. Și Domnul a zis părinților, nu trebuia să fiu în casa tatălui meu, o casă care e numită casa lui Dumnezeu, ea este casa lui Dumnezeu dacă e Iisus prezent aici. Orice altceva, dacă se face socializare, ajutorare, construcție de toate, toate sunt bune. Dar în casa lui Dumnezeu trebuie să fie prezent Dumnezeu. Noi aici am venit și spune Domnul Iisus în Matei capitolul 21, versetul 12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dumnezeu ne cheamă atunci când ne închinăm să fim gata, să-i dărim timp în casa Lui când venim să ne dărim pe noi, în casa Lui când venim să-i dărim reputația. Nu suntem mari, nu mai suntem mic înaintea Lui Dumnezeu, suntem praf. El e totul. Dacă vă doresc ceva pentru anul viitor, este ceea ce am urat și am dorit Bisericii Betel din Hatzec și nu numai. Ceea ce spune Domnul în cartea lui Mica la capitolul 6, în versetul 8. Pentru că aici se vorbește ce dorește Dumnezeu de la noi. Nu mă îndoiesc că ați făcut daruri, ați cumpărat cadouri și mai ales la bărbați, cred că mulțumiți Domnului că au trecut vremea asta, că cel mai greu lucru e să cumpărăm ceva. Orice ai cumpărat, cât de bun, nu-i bună culoarea, nu-i bun miros, nu-i bun, nimic, nu-i bun, trebuie altceva puțin. Dar ce să-i dai la cineva care are de toate? Ce să-i dai la Dumnezeu, spun în cartea Evrei, capitolul 1, că prin Iisus au fost făcute viaturile.
În Coloseni, capitolul 1, versetul 17-18, spune că El le ține pe toate. Ce să-i dai la cineva care are de toate? E greu. Evreii din vremea aia au zis, îi dăm viței de un an, îi aducem jertfă. Și au zis, nu îl impresionează pe Dumnezeu. Au zis, dacă nu îl impresionează calitatea, îi dăm cantitate, îi dăm mii și zeci de mii de animale, le ducem înaintea lui. Dumnezeu a zis, păi dacă aș avea nevoie, toți munții și toate animale sunt ale mele. A zis, atunci îi aduc jertfa supremă. Aduc pe Fiul meu întâi născut și îl jertfesc, îl dau. Și Biblia spune că Dumnezeu nu iubește așa ceva și este împotriva la așa ceva. Și iată ce spune Biblia, ce dorește Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Decât să faci dreptate. Să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Asta o doresc pentru Biserica Betania, pentru Biserica Muntele Sionului, pentru Betel, pentru județul nostru, pentru țara noastră, pentru toți credincioșii. Să ne ajute Dumnezeu să facem dreptate. Amin. Să iubim mila. Amin. Și să umblăm smerit cu Dumnezeu. Amin. Pentru că pe cine se smerește, îl va înălța Dumnezeu într-o zi. Mă rog ca în casa asta să fie prezent Domnul Iisus. Amin. Dacă este prezent aici, El e șeful, El comandă, El vorbește, noi toți cerem cu îndurare să aibă milă de noi. Amin. Să aibă milă de orașul nostru, să aibă milă, așa cum spuneam, pentru o nouă casă de rugăciune, pentru asta să fie plină și oamenii să se mântuiască. Amin. Pentru că Îngerul a zis, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Pentru că El va mântui poporul Lui de păcatele sale. Cel care mântuiește e Domnul Iisus. Slăbit să fie numele Lui. Vreți să ne mântuiască? Haide, tot n-ați bătut din palmi, n-ați ridicat mâine. Cine vrea mântuire, ridicați-o până așa. Amin? Domnul ne-o dă. Da! Slăbit să fie numele Lui. Vă doresc binecuvântările Domnului. Amin. Iubiți frați și surori, dragi participanți la această slujbă de consacrare, cu dragoste și din toată inima vă salut pe toți în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Vă aduc sfinte salutări de la Arad, în mod deosebit, din partea Bisericii Pentecostale Gloria, pe care o slujesc ca și păstor. Vă aduc sfinte salutări din partea conducerii cultului creștin pentecostal din România. Și în același timp, lăsați-mă să apreciez ce ați făcut în numele Domnului, să vă apreciez și să vă felicit. Și în această zi de mulțumire pentru dumneavoastră, vin și eu înaintea Creatorului, înaintea Dumnezeului care a făcut cerurile și pământul și mulțumesc pentru că încă o casă de rugăciune a fost finalizată. Nu-i puțin lucru. În aceste zile grele, în aceste vremuri de criză, să finalizez o casă de rugăciune mare și frumoasă. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu și apoi vă apreciem pe dumneavoastră care ați trudit și vă felicităm pentru această reușită. Eu vreau să le mulțumesc slujitorilor acestei biserici, fratelui păstor Lazar Boantă, fratelui presbiter Ilie Stănuș, că m-au invitat la inaugurare. E o bucurie pentru mine să fiu aici și să fi avut împreună cu noi autorități locale și județene și aș vrea acum să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, clădirea aceasta e o casă a lui Dumnezeu. Aici trebuie să vorbească Dumnezeu întotdeauna. Amin. Și El vorbește când într-un fel, când într-altul. E adevărat că cel mai mult noi predicăm din această carte, care este Cartea lui Dumnezeu. Predicăm din Scripturi. Dumnezeu vorbește prin predicatori, prin cântăreți, prin recitatori, prin proroci uneori. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Important este ca cel care ascultă să ia seama.
Dar știți bine că în casa lui Dumnezeu, credincioșii vorbesc și Dumnezeu ascultă, pentru că aceasta este o casă de rugăciune. Și dacă am putea permite celor care ar avea mărturisiri de făcut, am rămâne uimiți când ne-am dat seama ce experiențe au copiii Domnului în casa de rugăciune. Cum rugăciunile sunt ascultate. Cum Dumnezeu intervine și lucrează într-un mod deosebit. În casa lui Dumnezeu vorbește prin robii săi. Și El se folosește de noi, chiar dacă nu avem merite deosebite. Suntem instrumente în mâna Lui. Domnul a spus, sunt cu voi. După ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Construim aceste case. Sigur fiind că Domnul va locui împreună cu noi în ele și îl va lucra prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt. Și am avut foarte multe experiențe frumoase, deosebite în casa lui Dumnezeu, și împărtășesc una dintre ele cu dumneavoastră în această dimineață. În ianuarie 1993 am fost invitat într-o familie să fac o rugăciune pentru o soră bolnavă. M-am dus, i-am făcut ungerea cu un de lemn, m-am rugat pentru ea. Cu ocazia aceea am cunoscut și soțul. El nu era membru în biserica noastră, nu-l văzuse niciodată până atunci. Sora și fiica ei se botezaseră în vara lui 92 la noi în biserică. Și ajuns în casa lor, evident, am încercat să stau de vorbă și cu bărbatul care era capul familiei. Omul n-a prea vrut să vorbească. Era foarte zgârcit în vorbe. Am încercat să îl invit la biserică, spunându-i, nu vă obligă nimeni să vă pocăiți, măcar odată să vedeți casa, clădirea, biserica, unde s-au botezat soția și fiica dumneavoastră. Și nu mi-a promis că odată va veni. Când a dat mâna la despărțire, am insistat și am spus, uitați, mai gândiți-vă. În februarie noi avem o săptămână de evanghelizare, măcar odată. N-a zis nimic, am plecat. În săptămâna de evanghelizare l-am văzut în mulțime în fiecare seară. Mărturisesc, m-am mirat și m-am și bucurat. La încheiere sâmbătă seară, duminică seara, am zis, cei care v-ați hotărât pentru Domnul în această săptămână, rămâneți la urmă să vă cunoaște. Deschidem o listă de botez și vă înscriem pe aceia care sunteți hotărâți pentru botez. Mare mi-a fost mirarea să văd că de cei care au rămas la urmă a fost și el. I-am scris numele pe listă, n-am zis nimic. După scurtă vreme am început catecheza, pregătirea pentru botez. Și omul a venit cu regularitate la lecțiile de catecheză. Cu 2-3 săptămâni înainte de botez, odată când ne-am întâlnit să învățăm mărturisirea de credință, m-a întrebat, frate, ce ați zis în săptămâna de evanghelizare, când m-ați văzut în biserică? N-a uitat, nici eu n-am uitat cât de rece m-a primit în casa lui și că n-a putut promite că odată și odată vine la biserică. Dar nu i-am reproșat, n-am zis nimic. Am zis, m-am bucurat și m-am mirat într-adevăr. Dar ce-am zis duminică seara când am văzut că mă scriu la botez? Și am încercat să explic eu cum lucrează Dumnezeu în casa Lui. Ce putere are Evanghelia. Cum Domnul străpunge inimile. Cum Domnul îi convinge pe oameni de păcatele lor, de greșelile lor. Și toarnă peste ei duc de pocăință. Și am încercat să explic așa cum știu. Și El mă întreabă. Dar știți ce m-a determinat să iau această hotărâre? Și să vă spun sincer, mă așteptam să spună numele unui predicator. Pentru că am avut predicatori foarte buni invitați în săptămâna aceea de evanghelizare. Sau să spună că i-a impresionat o formație muzicală, o cântare, ceva. Și mi-a spus altceva. Frate, în două seri din săptămâna de evanghelizare, luni și joi, a văzut foarte clar pe lângă mâinile predicatorului care gesticulau,
două mâini albe care m-au chemat convivit. Și rog, când au apărut mâinile albe, am zis să mă uit mai cu atenție. Poate mi se pare, dar era foarte clar. Același tablou l-am văzut și trei seara, aceleași mâini albe. N-am văzut persoana care aparținea mâinile albe. Am văzut predicatorul clar cu mâinile lui, cu gesticula, și am văzut cele două mâini albe care mă chemau continuu. Și am înțeles că mâinile albe care mă cheamă sunt mâinile Domnului Iisus Hristos. Și omul și atunci, cu puțină vreme înainte de botez, voia să mă facă să înțeleg că ori pe cine aș fi chemat eu să predice, dacă n-ar fi văzut mâinile albe, nu s-ar fi hotărât. Numai că eu știu aceasta. Pe oricine ați auzit vorbind, oricât de bun orator ar fi, oricât de mare teolog ar fi, dacă cel care a biruit pe crucea de la Golgota nu vorbește inimilor, dacă Domnul nu cheamă, oamenii rămân împietriți, morți în păcatele lor, poate în formalismul religios, în starea în care sunt, dar casa lui Dumnezeu este locul în care oamenii se schimbă. Dumnezeu vorbește, Duhul lui Dumnezeu este la lucru. Oamenii se convin că sunt vinovați și au nevoie de iertare. Au nevoie să li se ierte păcatele. Au nevoie de viața veșnică. Am construit această casă și o consacrăm prin Harul Domnului în această zi. Ca să fie un loc în care păcătoșii să-L găsească pe Mântuitorul. Oamenii muritori să-L cunoască pe acela care dă viața veșnică și dă nemurirea. Iată ce este casa lui Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu vorbește și oamenii ascultă. Și în același timp locul în care credincioșii vorbesc, se roagă. Și Dumnezeu îi ascultă. După ce a avut visul acesta, istoric, special, Iacob s-a trezit din somn și a spus, Dumnezeu este locul acesta și eu n-am știut. Locul acesta este unul înfricoșat. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Casa lui Dumnezeu este o poartă a cerurilor. M-am gândit de multe ori la aceste cuvinte. A fi la poartă nu e totuna cu a fi în cer. Suntem la poarta cerului în această zi. Și aș vrea ca toți care suntem la poartă să ajungem în cer. Cerul nu e un loc imaginar. Nu e vorba de metaforă aici. Este un loc real. E o patrie mai bună. Cei mântuiți sunt cetățeni ai cerului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aici e casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Locuitorii din Lonea și nu numai, care vor să ajungă în cer, aici, la poarta cerului, învață ce trebuie să facă. Învață cum trebuie să trăiască pentru a ajunge în cer. Pentru că Dumnezeu, despre care serafimii spuneau în vederea lui Isaia, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. E un Dumnezeu Sfânt. Podoaba, sfințenia este podoaba casei tale, cât vor ține vremurile. Cine vrea să ajungă în cer, trebuie să se sfințească. Să urmărească sfințirea în fiecare zi și toată viața. Pentru că stăpânul acestei case, Dumnezeu, este sfânt. Fiți sfinți, spune Domnul, că și eu sunt sfânt. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Atât de marcat a fost Iacob de revelația aceea,
Încât piatra pe care nopta s-a luat-o, a ridicat-o ca un stâlp de aducere aminte, a turnat un de lemn pe piatra aceasta și s-a hotărât că nu va uita locul acela niciodată. A fost marcat de vis, de glasul lui Dumnezeu pe care l-a auzit, de experiență, de părtășie. Deci aș dori eu din toată inima. Toți care am participat la această consacrare, să nu uităm ziua de astăzi niciodată. Amin. Eu nu vă pot face să nu uitați. Nici unul dintre noi nu are capacitatea aceasta. Dumnezeu, în schimb, care este între noi, poate face să nu uităm ziua de astăzi. Mereu să ne aducem aminte de ea cu mare plăcere. Și să spunem și altora, am fost în casa lui Dumnezeu. A fost în locul în care Dumnezeu a fost prezent. L-am simțit. L-am auzit. M-a cercetat. Am simțit fiorul Duhului Sfânt. Am simțit ce n-am simțit în niciun alt loc de pe pământ. Nicăieri. Nu este în casa lui Dumnezeu. Nicăieri nu este ca în locul în care Domnul este prezent. Aduceți-vă aminte de schimbarea la fața Domnului Iisus. Așa atmosfera a fost acolo pe muntele schimbării la față, încât Petru a spus, Doamne, este bine să fim aici, pa trei corim, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Când Duhul Domnului lucrează, când Dumnezeu cercetează adunarea, nu te mai uiți la ceas? Ai vrea chiar să se oprească ceasul? Pentru că bucuria în Duhul Sfânt nu se compară cu nicio bucurie din această lume. Mă duc aminte că în anul 1981, un prieten din București mi-a spus că la nunta lui s-a întâmplat ceva foarte interesant. Mireasa lui era de undeva din Muntenia. Și și-au propus că la nunta lor, care a avut loc într-o biserică pentecostală din București, să-l invite și pe șeful de post din localitatea respectivă. Era un milițian, cum se spunea atunci. Și când s-a dus să împartă invitațiile în comuna Miresei, să spun, s-a dus și la șeful de post și l-a invitat la nuntă. Uite, veniți la București. Și el a spus, apreciez mult familia Miresei și mă voi duce. Cu bucurie mă duc la nunta voastră. Dar vreau să vă spun, eu nu pot să stau mai mult de jumătate de ceas în biserică. Nici într-un an, trebuie să ies, să merg să fumez. Și tinerii înțelepți a spus, nicio problemă. Veniți, puteți ieși, intrați, nu-i nicio problemă. Știți cât a durat serviciul divin de căsătorie? Pentru că Mire era fiul unui păstor important, slujba a durat 4 ceasuri și jumătate. Șeful de post n-a ieșit din biserică niciodată. S-a așezat pe un loc și a rămas nemișcat. Și mai pe urmă, i-a întrebat, spuneți-mi ce s-a întâmplat. M-am simțit așa de bine. N-am simțit nicio nevoie fizică. A fost extraordinar, 4 ceasuri și jumătate. Și tinerii au știut să explice și explicăm și spunem și noi în această zi de sărbătoare la Lola. Când Dumnezeu este prezent, se satură tot ce are suflare. Sufletele noastre au nevoie de hrană duhovnicească. Ființa omenească are nevoie de Dumnezeu. Nimeni nu poate fi fericit fără Creatorul Lui. De când primii oameni au pierdut Edenul, oamenii sunt în căutarea continuă a fericirii. Dar nicăieri pe Terra nu există adevărata fericire fără acela care este sursă de fericire. Dumnezeu a făcut totul pentru noi. L-a dat pe singurul Său Fiu care pe muntele fericirii a spus de mai multe ori ferice de acela, ferice de acela care face ce-i spun eu. În casa lui Dumnezeu, El creează o atmosferă extraordinară.
Corpul întâlnirii s-a umplut de slavă. Templul zidit de Solomon s-a umplut de slavă. Slava Domnului a coborât și peste cel de-al doilea templu. Slava lui Dumnezeu a coborât peste biserica primară și peste bisericile creștine care îl iubesc pe Domnul Iisus din toată inima și doresc ca întotdeauna în locul acesta. Te vor fi mai mulți sau mai puțini, că nu suntem întotdeauna foarte mulți. Mai ales peste săptămână și poate la serile de rugăciune. Dar Domnul spunea, dacă doi sau trei se adună în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Și atunci când vezi doi sau trei, și atunci când vezi 100 sau 2 sau 300, prezența Domnului să fie simțită de fiecare închinător, de fiecare participant, să o știe toți, farmecul întâlnirilor noastre, îl dă prezența Domnului Iisus Hristos, nu oamenii. E adevărat că Dumnezeu se folosește de oameni. Suntem instrumente în mâinile celui prea înalt. Dar farmecul întâlnirilor noastre îl dă El. Iisus, care este prezent aici prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt. Domnul să binecuvânteze Biserica Betania. Amin. Domnul să binecuvânteze toate bisericile. Amin. Domnul a binecuvântat și cultul pentecostal. Avem peste 3.000 de biserici. Poate sună ca laudă ce spun, dar nu o luați așa. Secretariatul de Stat pentru Culte a scris o carte sub coordonarea Ministrului Secretar de Stat, carte intitulată Statul și cultele religioase. A apărut și limba română și limba engleză. Și acești oameni care observă fenomenul religios și mai ales pe cel creștin în România, în dreptul cultului pentecostal subliniază deschis, eu m-am și mirat, cum scriu așa, dinamica bisericilor pentecostale, a cultului pentecostal din România. Pentru că au datele, censăminte, statistica le-a oferit foarte multe cifre și analiza nu e foarte greu de făcut. Eu m-am bucurat să văd că ei scriu și sunt așa de obiectivi. Dar vreau să vă spun care este marele nostru secret. Fapte 9:31 spune: Biserica se bucura de pace, umbla cu frică de Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Secretul nostru este Duhul lui Dumnezeu, care este prezent și lucrează în noi și în mijlocul nostru. Și am spus-o asta și o voi spune în multe alte locuri. Nu cu multă vreme în urmă am cunoscut o experiență și mă apropii de încheiere. O experiență extraordinară pe care multe credincioși au avut-o undeva în județul Arad, cam la 100 de kilometri de municipiul Arad. Și așa am aflat cum, de fapt, a luat ființă Biserica Pentecostală acolo. Atunci, în anii 50, dacă nu greșesc, în Biserica Ortodoxă era un grup de credincioși care făceau parte din oastea Domnului. Și prea oameni deosebiți. Preotul de acolo era un preot, nu se cade. Le-a permis să se adune în Biserica Ortodoxă și din când în când mai mergea și el cu ei, că se adunau separat, cânta și se ruga. Și ce s-a întâmplat într-o zi? În timpul în care ei aveau părtășie, așa cum avem și noi, cântau, se rugau, Duhul Sfânt a coborât peste ei și au început să vorbească în alte limbi. Subliniez faptul că nu s-a dus cineva să le transmită mesajul pentecostal. Cum s-a întâmplat în alte locuri? Duhul a căzut, a coborât peste ei și au început să vorbească în alte limbi. Cantorul de acolo a alergat la preot și a spus: credincioșii aceia care se adună separat, se pare că și-au pierdut mintea. Și preotul a spus: nu și-au pierdut mintea. Aceasta este adevărata credință. Și apoi le-a spus: voi trebuie să vă separați, că asta e situația. După ceva vreme și el s-a mutat din localitatea aceea. Așa s-a născut Biserica Pentecostală acolo. Biserica Pentecostală este o biserică a Duhului Sfânt și trebuie să fie și să rămână biserică a Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. Și acolo unde Duhul lui Dumnezeu este prezent, cuvântul are greutate, rugăciunea
rugăciunile sunt ascultate, Domnul face semne și minuni. Și există propășire și numerică și calitativă. Din toată inima doresc această biserică locală să fie binecuvântată de Domnul. Amin. Ioan a văzut pe Domnul Iisus stând în mijlocul sfeșnicelor de aur. Asta înseamnă că Domnul este interesat de bisericile locale. El zidește biserica universală, dar în același timp e interesat de bisericile locale. Să vă aibă în vedere întotdeauna. Ioan a spus stelele celor șapte biserici, le-a văzut în mâna dreaptă a Domnului Iisus Hristos. Slujitorii dumneavoastră, păstori, prezbiteri, diaconi, predicatori, toți slujitorii, să fie în mâna dreaptă a Domnului Iisus. Să binecuvânteze Domnul mielușei, oițele și oile de la Betania, Lonia și păstorul cel mare, Iisus Hristos, să vă păstorească pe toți, să ne păstorească pe toți și cât suntem aici, sub soare, pe pământ, pe lumea aceasta de țărână, să umblăm prin credință. Să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și aici, în aceste case pe care le-am construit, cu cheltuială și cu jertfă, să ne pregătim pentru marele eveniment. Plecarea la cer, care va avea loc la răpire, la venirea Domnului Iisus. Și aș dori din toată inima ca toți care participăm la această consacrare, toți care ne închinăm astăzi, să intrăm odată pe porți în cetate, să ajungem în cer. Toți care am fost la poarta cerului astăzi, să avem harul, să intrăm în cer, în cetatea aceea, care are demeritari, pregătită de Dumnezeu, pentru toți cei mântuiți, pentru adevărații credincioși. Domnul să ne dea tuturor harul acesta, să binecuvânteze locul acesta și întotdeauna să locuiască cu frații în această casă. Amin. Amin. Dragii mei, ne apropiem de momentul consacrării. Ne apropiem de momentul dedicării acestei case, pe care o numim și Casa lui Dumnezeu și Casă de Rugăciune. Este corect și așa și așa. Dedicarea este foarte importantă, chiar dacă nu durează mult. Durează doar câteva minute. Are două părți, cuprinde două părți. În prima parte, printr-o declarație solemnă, consacrăm această casă pentru Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Iar în a doua parte, ne rugăm lui Dumnezeu pentru locul acesta, pentru casa aceasta și mai ales pentru lucrarea care se va face în locul acesta. Vom face acum declarația solemnă și vă rugăm în locurile potrivite să răspundeți cu amin. Amin înseamnă așa să fie. După ce facem această declarație, frații păstori Lazar Boantă și Mircea Demian se vor ruga Domnului și vor cere de la Cel Preanalt binecuvântare și har pentru biserica de aici. Îl vor ruga pe Domnul să aibă în vedere lăcașul acesta întotdeauna și în mod deosebit Domnul să coordoneze și să sprijinească lucrarea spirituală din această casă de rugăciune. Închinăm această casă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Consacrăm acest lăcaș pentru închinare și rugăciune. Amin. Și fie ca toate rugăciunile care se vor face aici, în numele, înaintea Tatălui, în numele Fiului, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să fie ascultate. Amin. Amin. Consacrăm locul acesta ca o casă în care să se înalțe laude la adresa lui Dumnezeu și fie ca întotdeauna Dumnezeu să locuiască în mijlocul laudelor Bisericii Pentecostale din Lonia. Amin. Amin. Consacrăm casa aceasta pentru predicarea Evangheliei. Și fie ca oamenii nemântuiți care vor asculta cuvântul aici, să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință și să primească mântuirea și viața veșnică. Amin. Amin. Consacrăm casa aceasta pentru oficierea actelor de cult. Cina Domnului, botezuri în apă, cununii religioase, binecuvântări de copii, ungeri cu un de lemn a bolnavilor,
ordinări de slujitori. Și fie ca întotdeauna când se vor oficia acte de cult aici, Domnul să-și pună pecetea și lucrarea să se facă întotdeauna în conformitate cu voia sa. Amin. Amin. Consacrăm locul acesta ca un atelier spiritual în care sufletele, pietrele vii, să fie pregătite pentru clădirea din cer. Amin. Locul acesta să fie un loc în care evanghelizații, cei care au crezut și au primit mântuirea, să se pregătească pentru răpire. Amin. Pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Amin. Și doresc această casă să fie neîncăpătoare cât mai curând. Știu că sunt membri mai puțin decât sunt locurile acum. Așa construim noi casele prin credință. Doresc cât mai curând să fie neîncăpătoare. Amin. Iar la răpire să rămână goală. Amin. Nu știu ce speranță are domnul primar. Vreau să-i spun că după Biblie, după răpire, va mai fi viață pe pământ. Și unele locuri eu am obișnuit și am spus, e treaba edililor locali ce vor face cu casele noastre pe care le-am făcut. Noi în Arad am cheltuit peste 2 milioane de euro, o casă mai mare ca aceasta, pe care am inaugurat-o în septembrie 2011. Dar când vom fi răpiți, când vom pleca la cer, ne vom duce noul Ierusalim în casa aceea incomparabilă cu cea mai frumoasă și grandioasă casă de pe pământ. E treaba celor la care rămân. Noi dorim ca toți care sunt astăzi aici, toți care se închină împreună cu noi, să zboare la cer, la venirea Domnului Iisus. Îi doresc aceasta și primarului, și viceprimarului, care au avut cuvinte așa de frumoase față de noi și sunt alături de noastră. În numele conducerii cultului le mulțumesc. Doresc atunci să zboare la cer toți care au venit ca vizitatori, au venit în această zi aici, frații, surorile, copiii noștri, familiile noastre, toți cei dragi ai noștri, să ne luăm zborul când Arhanghelul va suna din trâmbiță, să vină reasa Domnului Iisus și cununia, bucuria cea veșnică să ne cunune capetele și pentru vecii vecilor să fim împreună cu Domnul nostru. Amin. Amin. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Amin. Amin. Amin.